Aș vrea și eu să adaug doar câteva cuvinte despre versetul următor, versetul 10. Ca niște buni ispravnici ai harului felurit al lui Dumnezeu, fiecare din voi să slujească altora după darul pe care l-a primit. Este încă un îndemn sau poate chiar o poruncă și spun lucrul acesta pentru că Domnul ne dă porunci și o să zicem, bun, Dumnezeu ne dă porunci și de ce este în felul acesta? Nu cumva ne greunează povara? Vedeți, mântuirea pe care ne-a dat-o Dumnezeu nu este doar iertare de păcate, nu este doar justificare, scăpare de iad, de judecată, ci mântuirea pe care ne-a dat-o Dumnezeu este transformarea vieții noastre. Este o viață nouă, o viață de înviere. Un om mântuit este acela care s-a întors spre Dumnezeu și nu a rămas acolo, ci merge spre El. O viață nouă este ceea ce caracterizează un om mântuit și, prin urmare, un om care s-a întors la Dumnezeu, un om care este concentrat pe învierea Domnului Iisus, are dorința și are puterea să asculte poruncile Lui. Are dorința aceasta intrinsecă de a-L asculta pe El. Este ceea ce îmi doresc și parcă aștept de la El încă ceva să-mi spună. Și textul de aici, într-adevăr, vine cu aceste îndemnuri. Aș putea pune titlul acestui pasaj, Datoria celui credincios, pornind de la această realitate. Da? Versetul 7, sfârșitul tuturor lucrurilor este aproape. Ce trebuie să facem în acest caz? Ce trebuie să facă cel credincios, ținând cont că sfârșitul tuturor lucrurilor este aproape? Și frații au prezentat, da, este vorba despre relația noastră cu Dumnezeu, m-a spus fratele Teo, adâncirea acestei relații cu Dumnezeu pe verticală, dragostea față de cei credincioși și este acest al treilea punct care este doar un corolar, un subpunct al punctului dinainte, dragostea. Slujirea trebuie să vină din dragoste. Vine din dragoste. De fapt, slujirea este expresia dragostei între cei credincioși. Dar această slujire nu se poate fără primele două. Sfințenia noastră, sfințenia în relația noastră cu Dumnezeu, dragostea față de frați, nu trebuie să lipsească atunci când vorbim de slujire. Pentru că fără acestea două ar deveni legalism, ipocrizie, ceea ce facem noi pentru ceilalți credincioși. Ce spune Biblia? Da, să slujească după darul pe care l-a primit. Fiecare a primit un dar și n-aș vrea să reiau această învățătură despre darurile Duhului Sfânt, cu siguranță a fost prezentată de multe ori aici. Fiecare a primit un dar. Fiecare. Nu poți spune că nu ai un dar. Cuvântul lui Dumnezeu spune că nu suntem ca un trup. Și în trupul acesta, nu știu cum se face, dar fiecare mădular are o funcție. Are ceva, are un rost. Fiecare dintre noi are un rost. Și să slujească, spune Biblia, după darul pe care l-a primit. Fiecare are rostul lui în acest trup al adunării. Dacă stă nefolosit acest dar, este lipsită adunarea de această zidire, de această legătură a dragostei pe care eu ar trebui să o dau. Fiecare parte, fiecare închetură trebuie să-și aducă această contribuție în zidirea trupului Hristos. Darul pe care l-am primit este gratuit, este un dar. Așa este numele. Spune că darurile Duhului Sfânt, spune Biblia, împărțite după voia sa, este exact cum a vrut el să ni-l dea. Și fiecare dar este dat după, într-o anumită măsură. Și fiecărui credincios este dată o anumită măsură de credință pentru a exercita acest dar.
ce face diferența? Măsura în care noi folosim această măsură pe care ne-a dat-o Dumnezeu din fiecare dar. Spune Biblia că noi suntem administratori, ca niște ispravnici sau administratori. Aceste daruri ne-au fost date și noi le administrăm. Dumnezeu ni le-a dat nouă ca să le administrăm. Le putem folosi sau nu? Poate este potrivit în acest context acea pildă a talanților. Primești un dar de la Dumnezeu. Dumnezeu îți dă ceva, dar tu nu folosești, îl ascunzi. Nu-l pui în negoț, nu-l pui în funcțiune. O să ziceți, spun, dar ce dar am eu, că nu știu. Poate ar trebui să iau vreun test din acela cu pătrățe, cu căsuțe și să fac un calcul. Nu e vorba despre asta. Cred că de multe ori s-a spus în adunare că ceea ce trebuie să faci este să slujești pe frate, să iubești, fă ceva și îți vei descoperi și dar. O vorbă bună, un îndemn, un ajutor, un ajutor financiar, un ajutor dând din timpul nostru. Să mă interesez de cineva. Să fiu preocupat de frați, să iubesc pe frați, este misiunea pe care am primit-o. Este porunca pe care am primit-o, spunea Apostolul Ioan, iubiți-vă, copilașilor, iubiți-vă unii pe alții. Este porunca pe care a repetat-o într-una. Doar pe asta știa să mai zică, iubiți-vă unii pe alții. Asta este porunca pe care am primit-o. Ispravnici ai harului felurit al lui Dumnezeu. Aici nu mă pricep să explic prea bine, dar harul acesta lui Dumnezeu este felurit. Are multe valențe, e în multe feluri. Harul felurit al lui Dumnezeu. Unul dintre ele este, bineînțeles, darurile acestea ale Duhului Sfânt. Dar sunt atâtea daruri pe care Dumnezeu le-a dat, atâta har, timpul pe care îl ai, mintea pe care o ai, sănătatea pe care o ai. Acestea sunt haruri pe care Dumnezeu ni le-a dat. Cum folosim noi timpul pe care îl avem? Sunt tineri care își droghează mintea cu jocuri și rulează la calculatorul la până la 2 noaptea, 3 noaptea. Sistemul nervos este pus sub presiune. Ca să stai treaz aproape o noapte întreagă, sistemul nervos este asediat. Dumnezeu ne-a dat un dar, dar noi aproape că îl dăm la gunoi. Îl uzăm spre lucruri care, știți ce, asta este un drog pentru minte. Este o răsplată imediată. Este foarte ușor, da, obții fericire. O fericire de o clipă, așa cum spune o cântare de-a noastră. E o fericire de o clipă. După ce s-a încheiat, gata, s-a dus. Și ne obișnuim mintea, mintea noastră să primească răsplată imediată. Dar în viață nu este așa. Este un drog. Dar am dat doar un exemplu și nu vreau să divaghez în felul acesta. Harul lui Dumnezeu este felurit. Chiar și darul de vorbire. Darul de vorbire este, unul vorbește despre cunoștință, altul despre înțelepciune. Sunt așa de felurite. Da? Chiar dacă noi avem o listă de daruri, darurile acestea se întrețesc între ele. Unele au valențe diferite. Chiar și acela de a vorbi, de a învăța. Unul învață despre ceva, altul despre altceva. Sunt daruri așa de multe pe care le putem exercita. Putem întări pe frați, putem să-i ajutăm. Aș vedea darurile acestea în privința administrării, aș vrea să spun un cuvânt. Este ca și cum în fiecare zi ți s-ar da o sumă de 1000 de euro. Dar seara, dacă n-ai folosit-o, ce se ia înapoi? E pierdută. Nu se acumulează. Lucrurile astea nu se acumulează. Trebuie să slujim fraților acum.
Dacă nu slujești 3 ani, ceea ce n-ai slujit 3 ani, nu poți să slujești mai târziu, după 3 ani. N-ai cum să mai recuperezi timpul acela. Noi suntem administratori. Cum administrez eu ceea ce mi-a dat Dumnezeu? Am posibilitatea și am porunca aceasta să iubesc pe frații. Și aș vrea să vedem misiunea asta și cu asta închei. Este o parabolă, poate ați mai auzit-o, spune că un om trecea pe lângă un șantier și vede pe un lucrător care căra niște cărămizi și l-a întrebat, ce faci? Nu vezi? Cărămizi. După un timp l-a văzut pe altul și l-a întrebat, ce faci aici? Uite, lucrez pe șantierul ăsta ca să strâng și o sumă de bani să-mi întrețin familia. Copii, am familia, am copii și îmi întrețin și o viață. Și a venit la al treilea. Un al treilea și l-a întrebat. Și l-a spus, știi ce fac eu? Aici construim o catedrală. Și peste ani de zile o să le povestesc copiilor mei care a fost rostul meu în construcția acestei catedrale mărețe. O să fie o catedrală extraordinară și o să le explic care a fost rostul meu aici. Care este rostul nostru, acela acestei slujiri? Să slujești pe frați, să zidești trupul lui Hristos. Aceste pietre vii, să le zidești, să le iubești. Și poate o altă perspectivă, spune aici, versetul 11, pentru ca în toate lucrurile să fie slăvit Dumnezeu prin Iisus Hristos, a căruia este slava și puterea în vecii vecilor. Să lucrezi pentru slava lui Dumnezeu. Iată o catedrală pentru care merită să lucrezi.